Eu nu cred că Ponta va fi prim-ministru. Dacă îmi cereți mie un pronostic, eu zic că nu va fi. Dar presupunând că va fi prim-ministru Ponta, presupunând, vreau să încep de acum. Dom'le, deci eu l-am auzit astăzi pe Victor Ponta zicând o treabă care m-a lăsat așa... Deci era la emisiune la Radu Tudor, la Antena 3, și Radu Tudor îl întreba, ziceți domnul că sunteți de la opoziție. Înțeleg că vreți să fiți o alternativă credibilă, nu? Pentru ăștia de acum, adică să nu ne locuim pe Boc cu Boc, sau pe Boc cu Udrea, sau pe Băsescu cu Băsescu, de exemplu. Ziceți domnul, cum e aia, cum e aia, și îl întreba pe Victor Ponta, da, cu aia ce o să faci, da, cu aia cum e, da, despre aia ce părere ai, da, nu știu ce, da, nu știu cum. Bă, și îl întreabă despre serviciile secrete. Serviciile secrete constituind unul dintre pilonii de bază ai felului în care Băsescu stăpânește România. Păi și ce zice Victor Ponta? Domne, zice, noi, zice, mizăm pe stabilitate, place mult cuvântul ăsta, stabilitate, zice, la SRI, la SIE și la BNR. Că zice, dacă lucrurile merg bine, de ce să... Poftim? Deci eu, cum? Zic, băi, fi auzit eu bine sau... Ciuta cum dă mesaj, zice, bă, tu l-ai auzit pe ăsta? Și zic, mamă, zic, mai dau un mesaj eu cui să mă uit la, zic, bă, tu te-ai uitat la aia? Da, și l-ai auzit pe ăla? Zice, da, incredibil. Și o să citesc acum ce a scris Ciutacu. De ce dracu să rupem continuitatea? Nu, acum. Nu mă număr printre conspiraționiștii gata convinși că Victor Ponta e blat cu Traian Băsescu. Sunt chiar convins că și dacă ar fi negociat vreo pace, l-ar executa ăla mic fără să clipească după ce s-ar trezi cu mâna pe volanul puterii. Dar nu-mi pot reprima stupoarea față de declarația pe care a făcut-o în seara asta în emisiunea lui Radu Tudor. A spune, mai ales în timp ce lumea multă puțin, atâta câtă e... în stradă împotriva regimului, că vrei să-i păstrezi în funcții după alegeri pe șefii SRI și SIE, alături de neurnitul din scaun guvernator al BNR, pentru că instituțiile conduse de aceștia funcționează, mi se pare gafa politică a începutului de an. Dacă e o gafă politică, poate nu e o gafă, poate l-a gafat, poate pur și simplu îi se pare bine. Dacă a gira prin prezență și acceptare visele umede ale Rovanei Plumb cu Maria Băsescu ducând muncă de convingere cu omul său să se lase, te duce în ridicol, a legitima prestațiile celor două servicii desfințează la nivel de percepție publică, dar nu numai la nivel de percepție publică, și în substanță, după părerea mea, desfințează și acuzațiile de poliție politică și cele de fraudare a votului din străinătate. Dar poate că ni s-a părut până acum și nici nu există poliție politică în România. Traian Băsescu a câștigat, nu? Legitim și corect, alegerile trecute. Păi atunci de ce să-l mai schimbăm? Păi atunci eu zic, stai domne puțin, că mi se pare că...